Vă spune bună seara! Bună seara! Sărbătoriți ziua de naștere astăzi, așa? Da. Uitați-vă ca surpriză la ușa ta. A venit cu o mică surpriză pentru dumneavoastră și vreau să vă pun întrebarea: de la cine credeți că vine surpriza? De la copii? De la cine poate fi? Mai este cineva? Soția este și fata. De la cine credeți? Totuși. Pentru că prima variantă nu este corectă. Înseamnă de la Cobani. De la Glodeni. Nu știu. De la Șina. Nu. De la Șina, da. De la Șina. Dacă de la copii, de la Drochea, nu? Haideți, uitați-vă aici, pe toartă este tot indicat. Așa? La fratele Ruslan, de la Moscova. Așa, torta, în partea fratelui dumneavoastră, vă rog frumos. Mersi mult. Avem aici niște fructe pentru dumneavoastră, da? Vă rog mult. Mersi mult. Așa, și am câteva cuvinte care vin către dumneavoastră, scumpul și dragul nostru frate cumnat Nan. Ne pare foarte rău că nu suntem alături de tine în această zi frumoasă și importantă din viața ta. Dar să știi că cu gândul și cu inima suntem mereu alături. Cu împliniri a acestei vârste frumoase de 50 de ani, îți dorim ca Domnul să-ți dea de toate bucurile, sănătate, viață plină, să fie viața plină de belșug, de lumină, să ai parte de iubire și multă fericire. La mulți ani și sănătate! Mulțumim frumos! Mulțumim de la fratele! Mulțumim pur și simplu! Vă mulțumesc frumos de cadou care l-ați făcut. Nu trebuie să vă cheltuiți, dar în orice caz vă mulțumesc frumos. Așa, nu m-am așteptat. Se întâmplă mereu pe neașteptate și astea sunt cele mai reușite. Venim și noi cu sincere felicitări, să fiți sănătos și revedere grabă cu cei care sunt plecați peste hotare. La mulți ani! Mulțumim frumos!